Uniunea Europeană a anunțat joi acordarea unei finanțări de 40 de milioane de euro pentru țara noastră în vederea întăririi capacităților forțelor sale armate în domeniul comunicațiilor și a luptei împotriva atacurilor cibernetice. Potrivit unui comunicat al Consiliului European, banii provin din Facilitatea Europeană pentru Pace, un fond administrat de statele membre în afara bugetului UE. Ajutorul european nu presupune echipament letal, precizează comunicatul. Această măsură de asistență o va completa pe cea în valoare de 7 milioane de euro adoptată în decembrie 2021 pentru Serviciul de Sănătate Militară și pentru un batalion de genul, se mai spune în comunicatul Consiliului European. Tot acolo se menționează că ultimele măsuri de asistență sunt dovada angajamentului Consiliului față de consolidarea capacităților forțelor armate ale Moldovei de a spori securitatea națională, stabilitatea și reziliența în sectorul apărării. Am încercat să obținem mai multe detalii de la Ministerul Apărării, dar nimeni nu a răspuns la apelurile și mesajele expediate, iar responsabilii de la Ministerul de Externe ne-au spus că nu dețin informații despre măsura de asistență. În cazul de față, dumneavoastră ați putea să faceți o solicitare sau să dați un telefon la colegii de la Ministerul Apărării, care ar putea eventual să vă comunice aspecte practice din respectiva decizie, care a fost salutată de altfel de către autorități, pentru că vine să fortifice capacitățile de apărare a Republicii Moldova. Acum două zile, ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a declarat că deocamdată nu are detalii despre decizia NATO, dar s-a arătat convins că sprijinul acordat de alianță va ajuta țara noastră să-și fortifice capacitatea de a rezista într-un mediu internațional problematic. Moldova a avut o cooperare foarte bună cu NATO, care a fost întotdeauna foarte transparentă. Această cooperare se face în spiritul respectului realității constituționale a Republicii Moldova și aici, desigur, așteptăm și noi să vedem care sunt detaliile. Dar toate aceste măsuri sunt transparente și în deplin respect față de dreptul nostru suveran, a menționat Nicu Popescu la o conferință de presă. Anterior, Kremlinul spunea că întărirea propriei securități este un drept suveran și ține de afacerile interne ale oricărui stat, dar livrarea de arme NATO Moldovei e puțin probabil să asigure realizarea acestui obiectiv și să corespundă statutului de neutralitate permanentă a acestei țări. Rusia urmărește cu îngrijorare cum unele state împing în mod agresiv Moldova spre NATO, folosindu-se de pretextul operațiunii speciale ruse din Ucraina, a declarat în data de 8 iunie purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Facilitatea Europeană pentru Pace a fost înființată în martie 2021. Dotată cu un buget de 5,7 miliarde de euro pentru 7 ani, aceasta îi permite UE să finanțeze acțiuni menite să consolideze capacitățile unor țări terțe și organizații regionale și internaționale în domeniul militar și al apărării.